Experimentatul jucător dâmbovițean recunoaște că amânarea unei decizii în cazul Chindia nu este deloc pe placul său și al colegilor din lot. Dragoș Pătru spune că actuala formație a Târgoviște este cea mai valoroasă în care a evoluat vreodată, deși a fost legitimat și la formații din Liga Secunda. Dragoș Pătru, vacanță, dar observ vacanța activă, n-ai plecat încă din Târgoviște. Vă așteptați reunirea, care nu va mai avea loc pe 6, pe 4 iulie va avea loc această reunire. Da, nu am plecat. Sperăm că o să plecăm și noi, că am vorbit cu mai mulți colegi săptămâna viitoare, o săptămână. Și pe cum ziceți dumneavoastră, așa am auzit și eu că pe 4 o să fie reunire. Un campionat epuizant, încununat cu succes, Dragoș, totuși Federația amână să dea un verdict oficial, deși pe la colțuri se zvonește că Chindia ar fi primit drept de evoluție în divizia B. Așa este. Toată lumea, și așa am înțeles și eu că ne-a dat drept, dar de la Federație nimic deocamdată. Dar sunt mai mult ca sigur că o să avem dreptul de promovare. Cum ți s-ar părea, Dragoș, ca după un an de muncă, în condițiile în care ați terminat pe primul loc pe teren, numai rezultatele obținute numai pe teren, dintr-o dată Federația sau o alt for să sucească această decizie și să vă treziți că nu puteți să evoluați? Ar fi, după mine, ar fi fost un an ratat și ar fi, nu cred că au acest drept să nu ne lasă să promovăm. Sau așa cred eu mai mult. Și sperăm, până la urmă, să ne dea acest drept să promovăm, să urcăm în Liga 2. Dragoș, la cum arată lotul Chindiei în momentul de față și cunoscând foarte bine ceea ce se întâmplă prin divizia B, tu ai jucat foarte mulți ani la acest nivel, cam unde crezi că este locul Chindiei în eventualitatea în care va primi drept de promovare? Păi eu am mai zis și ziceam la băieți că cu lotul acesta, dacă rămânem toți, ne batem acolo și anul acesta la promovare. Eu am fost pe la, în afară de Chiajna, care în al doilea an, când am ajuns eu acolo, a făcut o echipă puternică. În rest, nu am avut așa echipă solidă cum avem la Târgoviște. Ar fi o pierdere ca anumiți colegi de-ai tăi, care am înțeles că sunt la final de contract, să plece pentru echipa Chindia? Da, vă dați seama, pentru oricare dintre care nu mai au contract și care au expirat sau care au avut de bun an, e o pierdere. Că sunt niște jucători foarte buni și merită să facă parte în acest lot. Pentru Dragoș Pătru, acest sezon 2010-2011, cum a fost așa într-o ierarhie a celor mai bune sezoanele tale? A fost un sezon bun, știa, un fotbal încălcit la divizia C ca întotdeauna. Le ziceam că e mai greu de două ori la divizia C decât la divizia B. Un fotbal încălcit cu echipele mici, unde la minge erau 4-5 și uite așa, că nu se respecta nimic și de-aia nu ieșea un fotbal frumos. La divizia C e divizia C.